Incidentul a avut loc în această dimineață pe Bulevardul Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, peste stradă de Inspectoratul Județean de Poliție. După ce a băut mai multe pahare de alcool, șoferul s-a urcat la volan, însă a mețit bine, a pierdut controlul asupra direcției și a intrat într-un semafor. Noaptea trecută, un bărbat de 42 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Constantin Brâncuș din localitate, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un semafor aflat pe partea dreaptă a carosabilului. Polițiștii l-au identificat pe acesta la scurt timp după incidentul rutier și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă șoferul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.